auto. Ăla albastru. O echipă de piloți profesioniști au fost prezenți sâmbătă și duminică la preajba, unde au oferit un spectacol aviatic extraordinar. Pe noul aerodrom au fost prezente 6 avioane de mici dimensiuni, printre care un moto-deltaplan din care un pilot s-a parașutat de la peste 1000 de metri înălțime. Ne vedem de sus. Frumos, liniștiți, ascultători, mă așteptați, nimic deosebit. Ceva emoții? Sunt emoții tot timpul. Să rămână. Ce să vă spun, e frumos, e superb, am venit aici a doua oară. Mulțumesc celor care m-au invitat. Nu are nimic deosebit. De la ce altitudine ați... 1100 de metri. Anul trecut știi că au fost ceva probleme la coborâre. Nu. Niciuna. Am venit aici jos, lângă pista de așa, n-a absolut nicio problemă. Curentul ajută? Da, tot a fost frumos. Deci n-am avut nicio problemă. Cei prezenți la preajba au fost foarte încântați de spectacol și au mărturisit că până acum nu au mai văzut așa ceva. Nu ți-a fost teamă? Păi nu, că oameni ca lume, oameni de credere, care știu ce fac. Da, e totuși un aparat ușor, ai simțit tot și curenții de aer. Păi simt și curenți, și forța G, și virajele, dar asta e frumusețea până la urmă. Să vrei să mai dai? Păi eu aș vrea, cu prima ocazie. Oricine cred că ar vrea. Ai mai văzut așa ceva? Da, dar tot aici, tot, nu în altă parte. Dar astăzi a fost ceva mai special sau? Cel puțin mie așa mi s-a părut. De asemenea, a fost inaugurat și aerodromul care poartă numele pilotului Mugurel Uță. Acesta a murit anul trecut în urma unui accident aviatic. El a fost primul pilot care a zburat de pe aerodromul din Preajba.